Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Victor Slav a participat marți seara, alături de iubita lui, la inaugurarea unui restaurant în zona de nord a capitalei. În prezent am un business online și îl pregătesc pe al doilea, de fapt încă două. Cel care este deja pe piață este cu parfumuri, următorul o să fie cu brățări, iar celălalt este o surpriză. Merge foarte bine, avem deja un an de când ne ocupăm, totul este pus pe roate. Sunt cu încă un băiat în businessul acesta, iubita mea este implicată. Vine cu idei. Femeile sunt întotdeauna implicate în orice și au întotdeauna idei foarte bune, cam în orice domeniu, am remarcat eu. De cele mai multe ori trebuie să ne lăsăm conduși de către ele, a declarat Victor Slav, fostul prezentator TV a fost nevoit în primăvară să-și închidă cafeneaua din Decebal, admițând faptul că a făcut o investiție neinspirată într-un domeniu care a înregistrat pierderi uriașe în ultimii ani, am închis cafeneaua. Cine putea? Decât un nebun ca mine să deschidă cafeneaua fix în pandemie. După cele două luni, adică în 2020, în care am stat în casă, după aceea m-am gândit să investesc în Horeca, puteam să rămân în continuare în business, numai că am început alte lucruri, iar eu cred că deja din septembrie o să înceapă iar cu restricții și cu probleme și eu m-am cam săturat. E adevărat că mi-am vândut un apartament, deci una dintre case pentru această investiție, a detaliat el situația. Am momente, recunosc, în care mi se face dor de televiziune, dar este bine și cred că orice om are nevoie și de pauze în viața lui, așa că aceste pauze sunt binevenite. Tot timpul liber îl dedică Sofiei, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.